Ce faci, mă, că te-ai mai păcolit odată aici? Ia nu-i luai pe interzis? Ai potolit, lasă-l să claxoneze. Așa, foarte bine. Ai mult dată când îi jură ăștia, ridică ambreiaș. Iulica, pe care bandă mergi tu? A? Ia uite-te, ți se pare corect să ne depășească ăștia pe dreapta? A, așa, ieșim drept cu jumătate de mașină și apoi virăm, corect. Bine că nu mi-ai virat pe loc, da? Aia era în 1900 toamna, da. Da, când era tataia Flăcău. Salutare, prieteni, bine ați venit la o nouă ședință de condus. L-am alături de mine pe Iulian. Salutare, Iulian. Salut, salut. Direct la manșa aici, da? Iuliane, intersecții, mare grijă în trafic, mai e bine și ploaia. Și astăzi o să ne ocupăm și de parcarea cu spatele. Am vorbit mai devreme, da? Hai, vreau să fii atent să iei decizii singuri și să te corectezi pe unde nu faci bine, da? În intersecția semaforizată o să mergem la dreapta. Așa, nu? Ce respectăm? Stop-ul, ce prostii zici, intermitentul, da? Treapta 1. Nu avem treabă. A zis că atâta timp când funcționează semaforul, nu avem treabă cu indicatoarele. Da? Respectăm semaforul, că e funcțional. Foarte încet ne asigurăm din stânga. Așa. Hai mult dată când îi jură ăștia, ridică ambreiajul. Hai, ridică ambreiajul, ridică. Aoleu, Doamne, ce ai făcut, mă iubic? În primul rând, la ce semafor te uitai tu? Păi, trebuia să mă uit în față. Tu te uitai la ăla din stânga, mă. Vezi, nu că acolo fiecare bandă e cu semaforul ei, da? Asta în primă fază, că nu te-ai uitat unde a trebuit. Și în al doilea rând, ce plecare e asta, mă? Hai, mă, dă-i să meargă, fii, mă, atent, băi, accelerează-mă mașina ușor la plecare, mă, nu mi-ai accelerat-o deloc. Ține oamenii ăștia în spate, uite, pe loc, după ce când ai plecat, când a trebuit, ei mi-ai oprit și motor. Hai, dă-i să meargă, dă-i să meargă, nu mai luăm banda 1, corect. În următoarea intersecție ne întoarcem. Da.
adică pe care bandă mergi tu? A? Ia uite-te, ți se pare corect să ne depășească ăștia pe dreapta? Nu. No. Am în banda 1, mă, e liberă, circulăm pe ea, mă. Păi, de ce nu ești atent? Banda 1, întotdeauna. Înainte o să mergem. Prin semnalul, am făcut treaba cu el, îl oprim. Semnalul, Iulica, semnalul, crește semnalul. Ne-am încadrat pe bandă, îl oprim. Nu mai ținem. Da. Da. Așa. Ține-și tu piciorul stâng în stânga, lângă amreiaj. Piciorul stâng, ține-l în stânga, lângă pedala de stânga. Acolo, domnul. Așa. Înainte mergem. O, stai aici, deci putem folosi și banda asta. Suntem în scurt, nu mai schimbăm banda. Pentru înainte putem folosi ambele benzi. Accelerează-mi ușor mașina la plecare. Accelerează-mă. Așa nu plică. Nu mai plică numai din ambreiaj, că eu prind motorul. Înainte. Am prins și roșu. Asta e, ne oprim, ce să facem? Vezi la care semafor te uiți? Da. La care te uiți? Hai, opa, opa, ca să poți să-l vezi, nu te băga sub el. Te ascuns sonorul ăsta. Ia uite. S-a oprit treapta 1, că vine verde. Știi de ce e sonorul ăsta? Ca semafor? Nu, sincer nu. Hai, ridică. Da. Așa. Atenționeze. Păi să ne atenționeze, nu pe noi, dar putem să ne orientăm și noi după el. Este pentru nevăzători. Da? Văzătorii ca să știe și când să treacă. Putem să ne orientăm și noi. Atâta timp cât s-a oprit ăla, o să ne vină verde nou. Că nu mai au voie pietonii să treacă. Zic după acum, în sensul giratoriu, să mergem la dreapta. Ți-am zis mai din timp, să ai timp de gândire, să vezi ce faci aici. Nu ai făcut bine. Ai schimbat banda pe marcajul continuu, oprește semnalul. Mergem pe prima la dreapta, am zis în sens. Aici schimbai dacă făceai prima la dreapta, cum ai făcut tu, la dreapta, mă. Semnalul în sus, așa. Da? Deci trebuia să-mi schimb banda după trecerea de pieton pe marcajul discontinu. Nu, vezi că am venit pe banda asta, cu semnal stânga, sigur, are și mutăm banda, așa. Da? Da. Lasă-mi eu pe banda 2, că o să mergem pe prima la stânga. Și prima stradă la stânga. Cui trebuie să acordăm noi prioritate în intersecția asta? Celor din față, de pe contrasens, da? Corect. Situație de egalitate, adică amândoi venim după aceeași categorie de drum. Corect. Deci dai semnalul, că dacă nu dai semnalul, nu o să știe la încotro te duci.
Vezi semnalul dreapta, vreau să ne oprim pe dreapta. Uite, lângă mașina asta albastră, vreau să facem o parcare cu spatele. Păi trecem de ea cu toată mașina noastră. Și ne-am oprit. Pe liber un pic ca să putem să discutăm. Da? O să vreau să parcăm cu spatele după mașinuța aia albastră. Cum ne orientăm? Da? Ne orientăm din oglinzi, că de-aia avem oglinzi. Da? Mi-a zis cineva că să pună mâna așa, era în 1900 toamna. Da. Da? Când era tataia Flăcău. Da? Că dacă mergi cu o dubă și ai paravan aici, nu mai poți să mai ai nimic. Unde te mai uiți? Da? În oglinzi, că de-aia avem oglinzi la mașină. Da? Da. Bun. În momentul când nu mai vedem mașinuța aia albastră în oglindă, virăm dreapta total. Intrăm cu dreapta total până când mașina noastră o să fie paralelă cu cea albastră. Da? Dacă nu o vedem de acu, punem mașina ușor în mișcare și dreapta total. În momentul când a ajuns una lângă cealaltă, îndreptăm direcția și ne orientăm cât dăm până la bordură. O să zic eu imediat despre ce e vorba. Ha! Manevrele ușor, da? Exact cum am făcut și la întoarcere și la mersul cu spatele și... Aia nu e mașinare. Așa. Asigurare, bineînțeles, din spate, în primul rând. Corect. Și uite-te aici. Da? Când nu mai vezi, dreapta total. Dar să nu te uiți în oglinzile alea mici ale mele. Că acolo o să o vezi mult timp. Încet. Și acum te uiți în toate oglinzile. Frumos. Stânga, centru, să nu vină cineva pe-n spate. Da? Așa. Când ajunge paralelă cu ea, ai îndreptat direcția. Ai îndreptat direcția. Da? Și ne-am oprit. Da? E, cât dăm în spate? Dacă avem oglinda reglată cum trebuie, când nu mai vedem bordura în baza de jos a oglinzii, da. Da? Ne oprim, că înseamnă că suntem aproape de ea. Dacă o avem reglată corespunzător. Ai vezi bordura în oglinzi? Nu, nu mai văd. E ok, da? E bine. Mergem la dreapta. Asta este parcarea cu spatele sau gararea, ei se mai zice. Gararea de la că o băgai în garaj cu spatele. Ca să-ți fie ușor apoi să ieși. Așa, ieșim drept cu jumătate de mașină și apoi virăm. Corect. Bine că nu mi-ai virat pe loc, da? Da. O să mergem la stânga. Și o să mergem să repetăm și pe aia cu fața, care am făcut-o data trecută. Vedem dacă o mai știm sau nu. O mai știm? Da. Hai să vedem. Da, cum mai știm. Așa. Corect. La dreapta. Era, vedem ce face ăsta, că uite, a oprit în jumate. Așa, fă-le mai din timp. Vezi pe jumătatea străzii, nu mai accelera, vine ușor pe frânare, la dreapta mergem. Lasă-l să claxoneze. Ha, ne punem ușor în mișcare. Accelerează în ce mașină, da? Mai țineam reajul în talpă, pe ce faci? După ce ieși din viraj, atunci ridicăm ambreiajul de tot. Până atunci, pe viraj, ușurel, cu ambreiajul în talpă să meargă mașina încet. O să mergem la stânga în următoarea intersecție. Cui acordăm prioritate? Păi, avem situația de egalitate aici și trebuie să le acordăm lor, că noi facem la stânga. Așa, domnule, tot la fel.
da? Celor din față și, bineînțeles, pietonilor, dacă avem. Stânga cu stânga nu ne intersectăm, las-o să meargă, că uite, ți-a făcut și din fară. Da? Deci stânga cu stânga nu ne intersectăm, trecem unul pe lângă celălalt. Așa. Dă semnalul, dacă reduce și viteza, înseamnă că se duce acolo, dacă nu, îl aștepți. Da. Că vine cu viteză mare, că nu se știe, poate să uite semnalul, da? O să mergem la stânga. Cui acordăm prioritate aici? Se vede pe drum. Nu e bine. Care? Ia mai uite-te odată. Lor, dacă vin în partea asta, că noi facem la stânga. Deci tuturor, mă. Da. Stânga, dreapta, că e drumul prioritar, plus lui, în față, că e situație de egalitate. Da? E, situația asta de egalitate, ai văzut, am avut-o și mai devreme că am venit pe drum prioritar. Aici stop cu stop, da? E același lucru. Da. Las-o ușurel așa, vreau o parcare cu fața, după duster-ul ăsta, uite. Las-o încet, mai încet. Semnal stânga, după duster cu fața. Încet cu ambreiajul, domnul Iulian, a zis cu ambreiajul în talpă la manevre, nu așa tare. Mașina încet, domnul, ca să vezi pe unde merge. Cam într-o parte. Am... Păi știi de ce te apropii prea mult de el? Lasă treacă oglinda de el în momentul când a trecut, apoi virezi, ai virat mai devreme. Bun, ieșim cu spatele în dreapta. Ieșim cu jumătate mașină drept și apoi virăm. Da, așa nu. Vezi, dacă virai după loc acolo, îl luai pe ăsta târș. Da. Nu, treapta 1, asigurare. Mâna și asigură-te, că dacă nu te asiguri acolo, îți dă 9 puncte. Că nu te-ai uitat. Dacă mai vine și cineva, la stânga mergem. Tu ia cu spiritate. Cine din față. Așa. Și adineaură, de ce mi-ai zis că doar stânga, dreapta? N-ai virat-o la stânga? Da. Păi, stop cu stop, egalitate. Sau stop, cedează, cedează, stop, tot aia. Drum prioritar cu drum prioritar, semnalul stânga, da? Că mergem pe jumătatea străzii. Unde mergem? La dreapta. Păi dă-i semnalul, mă. Chiar dacă e obligatoriu, dă-i semnalul. Vrei să te duci în fața la tirul ăsta, ha? Nu, m-am uitat că poate... Da, nu-i potolit, mă. Și banda 2 trebuie să fie liberă, da? Da. Ah, că ăsta s-a dus tare, intrăm și noi că avem timp. Ține banda 1, banda 1, banda 1. Da? Așa. Mergem înainte. Ține și tu piciorul stângă, pedala din stânga. Te-ai învățat cu el în spate. Da. De ce? Că e mai la îndemână acolo, da? Da. Lângă pedală. Dacă l-ai luat și l-ai pus pe pedală. Sensul să mergem la dreapta.
trebuia să frâneze, mă. Uite, ai redus-o foarte mult, da? În rampă, lasă-o să reducă ea singurică viteza. Nu reduce cât trebuie, atunci intervii cu frâna. Dar în rest, ne-ai redus-o așa de mult, mai avem un pic și o opre. Mai ales că e rampă. Întoarcem în următoarea intersecție. Ia uite, marfă de contrabandă, pac, am filmat. Ai văzut cum se face schimbul de mers? Jab, jab. Reasigurare. Așa, păstrează-ți bani. Așa, da. Corect. Îl lași ușor cu doi, așa că o să intră la zona de examinare. Aici, la dreapta. Și am zis că intrăm ușor cu unul aici. Da. Asigurare. Păi, de-aia avem ce de azi, să ne uităm. Sensuri unice pe aici, pe parcare. Ce faci? Vrei să dai peste ăsta? Nu. Păi redu-mă viteza, mă, că dai peste el. Păi, nici claxon nu mai poți să-i dai, că ești lângă el. N-am văzut. Nu dau mă peste el, că spune examinatorul frână. Claxon nu mai putea să-i dai, că era lângă el. Da. Așa, mă lași ușor el pe aici acasă, să vedem să nu plece băieții ăștia la examen. Ieșim până avem și o să mai parcă.
semnalul plică. Așa. Așa. O să ne întoarcem în următoarea intersecție. Bine brusc dacă să-i tai calea, nu e rău. Da? Da. Nu te opreai, neacordare era, clar. Mergem la dreapta. Da. Păi ăsta e o leacă mai și, dar în rest ai loc pe bandă. Uite aici, lângă matizul ăla, cu spatele, să parcăm lângă el aici cu spatele. Păi, Iulică, și semnalizare, mă? Păi nu ne oprim pe loc? Da. Trebuie semnal, mă? Ha, marșarierul. Îl vedem în oglindă? Nu. Bun. Punem mașina în mișcare și dreapta total. Dreapta total. Și ne uităm, am zis, în toate oglinzile, frumos. Așa, în momentul când a ajuns una lângă cealaltă, îndreptăm direcția. Să fie paralela noastră cu ăsta, unde parcăm. În dreaptă direcția. Da? Corect, uite, frumos. Mergem la dreapta. Și hai cu și cu accelerația. Așa. Ține ușor ambreiajul, da, corect. Așa, domnule. Uite ce faci, mă, că te-ai mai păcolit odată aici. Iar îi luai pe interzis? Era. Semnal stângă. Nu mai aveai mult oricum. Dar știi că te-ai mai păcălit odată? Păi, fii atent, mă, la indicatoare, mă.
Venim așa frumos, ne luăm banda noastră și ne oprim aici în colț, uite așa frumos, pac, asigurare și apoi plecăm. Și aia când îți cumperi stradă, e șmecher, strada ta. Era unul în București la un moment dat, își pusese de la cu accesul interzis să nu mai intre ăștia, dar el pusese indicatorul ăla. Fici, strada mea! Înainte. Dacă ți-e ție bine, ce să-i mai fie și la altul, nu? Păi da. Ai, dar ce treabă mai cu ceilalți? Așa, la stânga mergeam. Băi, acum spui de aici. Care vine în partea asta? Că nu avem stop. Care parte? Din dreapta. Și stânga, nu? Cum o doar din dreapta? Bă, păi asta e cea mai simplă intersecție în T. Da. Da? Păi dacă noi avem stop sau cedează aici, nu e drumul prioritar stânga-dreapta? Da. Păi și tu de ce acurs doar din dreapta? Hai. Păi uite-te și în dreapta, hai. Ce faci, mă, le-ai știut pe alea mai complicate și te-ai împotmolit la asta, simplă? Nu știu, mă. Păi. Mergem înainte. Așa, ne-am oprit odată. Cui acordăm prioritate aici? Cel care vin din stânga. Și dreapta, și dreapta. Că e tot T. Hai, înainte, mă. Corect. Așa. Din nou asigurare. Nu te duce, că ai răbdare. Așa, asigurare din nou. Și acum unde mergem? Mergem la dreapta. Păi dai semnal. Și ne oprim să intre ăsta cu... Așa, da? Sunt două intersecții. Am făcut-o pe prima, acolo am mers drept, iar aici obligatoriu la dreapta. Așa. Am făcut stopul, oprirea. Ha, pun-o ușor în mișcare, că merge de sus, trece și aia e. Așa tu. Mergem înainte. Semnalul corect, foarte bine. Ah, mai tare și mai departe. Da. Mergem la stânga în următoarea intersecție. Da. Așa, mare grijă să nu ajungem la zona de preselecție, adică la marcajul continuu. Că nu mai avem voie să ne mai încadrăm. Trebuie să mergi după banda aia care te-a încadrat, după aia o ții lungă. Da. Bun.
trei aici, păi vezi ceva din dreapta, lasă-o mai încet, uite, ai și, uite, copilul ăla venea, vezi, nici nu-l vedeam. Păi, ha, unde nu avem vizibilitate asupra trecerii, cu doi, încet, viteză redusă, să avem timp să ne oprim. Da? Și acolo în banda 1, semnal dreapta, frumos, așa, că e liber. Înainte mergem. În sensul să mergem la stânga. Asigurare înainte de a pleca. Uite, era să dea peste ea. O lua pe tanti. O lua pe tanti, noroc că nu avea viteză, că de-abia plecase de pe lucru. Haide, haide, pe ce l-a știți pe ăla? E la, e la 100 de metri. Semnal, așa. Pregătim la 5 secunde. Așa. Da. E cu 2 până în viraj. Așa. Banda 2. De pe 2 pe 2. Ăla. Și aici mergem numai pe 2, că banda 1 este numai pentru autobuz. Sau transportul în comun. Da? Ha, mai tare, da. Uite indicatorul aici, vezi? Uite, da. Da? Rezervat, bus și taxi. Cum? E plăcat aici. Plăcat, asta e ce vrei, lucrează oamenii ăștia. Intersecție, mergem la stânga. Ia uite, haide că... Și cu smart ăla. Da, îi dădea aia una de... N-a putut să concentreze de la muzică. Te-ai urcat pe sens, domnul. Ceva, mă, Iulică, ce plăm pe sensul giratoriu. Da, mă, fii mă atent, vezi? Ai râs de ăla, nu e bine să râs de altul. Intersecție, mergem la dreapta. Oh, ce faci? Vin așa pe lângă ăsta frumos, am de ajuns jos dreapta 2, pe ceva mă faci la dreapta după 2, apoi? Dacă era blocată banda complet, mai ziceam. Asigurare.
ce mai scuzi-mă de viteză, nu eram cu unul. Da. Să se ducă înapoi, că dai în ăla când se bate. Da? Așa. Vezi că prins verde la pietoni. Dacă forțezi galbenul, așa se întâmplă, se schimbă între timp, da? Trepta 1, ai văzut că ai forțat galbenul acolo, nu? Da. O să ne întoarcem în următoarea intersecție. Mai fi nuțul cu ambreiajul, mă, că iau ce zguduială îi dai. Mergem la dreapta, prima stradă la dreapta. Thank you.
Aldătești mai încolo, că uite, ăsta vine... Așa... Întotdeauna bicicliști trebuie să treci la o distanță mai mare față de ei. Accelerează mașina. Hai, du-te. El n-avea stop? Păi avea stop, dar a lăsat ăla și ăsta trebuie să mai se asigure și din stânga. Normal că el avea stop. Ce să le cer la taximetriști ăștia? Trebuie să te ferești de ei în trafic, e bele mă. Așa, lasă ușor el să intrăm în parcare asta aici, la stânga. Acolo cu spate. Nu ne iese din una, mai facem manevre, da? Hai să vedem. Te-ai dus mult în spate. Ne-am dat seama. Hai, n-are nimic. Mai facem o manevră. Hai să ne oprim, că uite, îl vezi pe ăla. Așa. Da? Așa. Și acum orientează-te în oglinzi frumos să intri acolo. Da. Păi lăsați-vă loc să vă dați și voi jos. Da. Hai, bag-o acolo cu față. Nu mai ai loc să te dai jos apoi. Bag-o cu față acolo, lângă ăla. Așa. Da. Asigurăm, oprim motorul și treapta numărul 1. Cam atât pentru asigurare.